să vedem cât de rău trăiește. Chiar așa rău trăiește? Păi, e soțul. Nu înțelege nimic. Păi, nu înțelege să duc la... Acolo să pui măcar 100 de lei să îi primească. Nu înțelege, nu-i doar năbdit de cap. Și așa e ca om ca om. Dar nu înțelege, dacă el vine, vine, se duce cu jos lucra și nu lua pâine, vine și cere pâine. Păcătos și eu și copilul, dar nu-i da. Că dacă el vine... Dar și cineva de la adunare? Hai. Aici. Asta e de la mușărnei asfaltă. De la mușărnei asfaltă. Așa lucru găsiți acolo? Iată, asta e de la asfaltă, de la mușărnei asfaltă. A, uitați-vă. Nici n-aș crede. Dar eu ce animală aveți aici interesantă? Subțiet este. Tot e de la asfaltă de mușărnei. Ujas. De-am cui nu-i trebuie să blânuri? Nu știu. E lemne și a spus că nu spate. Ia uitați-vă ce. Asta tot e de la... Deci vreau să vă spun că un frate din adunare, din România, zice Andrei, care e păstor și tatălui tot e păstor, care aseară am vorbit, el după reportajul de publicitate m-a telefonat și a zis că noi luăm în familia noastră această familie să vedeți ce o să facă. Într-un an de zile casa, acum o să vii cu produse alimentare, numai pentru persoane. Of, lume dragă, cu chiloții rupți în cur, pintunieric, cu țurțuri la nas, zato mândri că-mi șters nasul la ruș. Aperiști, noi nu putem șterge nouă curul, blea, dar noi ștergem nasul la rușă. Caruci, cu pași mari spre viitorul luminat.